Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Acest jurnal video fiind și un jurnal al întâmplărilor mele de intelectual, să zicem intelectual, om de cultură. Dar om de cultură a ajuns la ora actuală așa ceva bătaie de joc. Trebuie să consemnez drept evenimentul numărul unu al vieții mele, numărul unu din ultima vreme, apariția primului volum din această... V-am mai anunțat că am pregătit și voi publica, voi aduna, voi publica în 6 volume, fiecare volum fiind corespunzând unui an, articolele, comentariile mele, proză politică, îi spun eu, din 1990 până 1996, până la sfârșitul 1996. Sigur, am scris în fiecare zi și după 1996, după alegeri, însă n-am unele articole, unele am adunat în, de exemplu, în multe din în diferite culegeri, dar nu simt nevoia unei ordonări ca la aceste comentarii, articole din 1990, din 1990, din 19 ianuarie 1990, este primul articol publicat de mine în post-decembrism și probabil că va fi ultimul din 31 decembrie 1996, deoarece eu consider că aceștia au fost ani fascinanți pentru istoric, pentru istoricul clipei și că până la urmă consemnarea articole mele, care nu sunt comentarii, ci spun proză politică, deoarece în fiecare din fiecare articol începea cu o prezentare pe scurt a unui eveniment care s-a întâmplat și pe care îl voi comenta. Deci, chiar când am de început evenimentul zilei iulie 1992, am scris în fiecare zi până în decembrie, până în 96, până în ianuarie, când am plecat. Deci, până la urmă, aceste volume s-ar putea constitui în niște volume de istorie, pentru că unii dintre noastre care n-au trăit, că erau la grădiniță la vremea respectivă, poate unii dintre voastre, dumneavoastră nici nu erați născuți, alții erați în deplină maturitate și ați uitat o serie de evenimente, vi le veți reaminti parcurgând aceste volume. Astăzi, chiar când am fost la Aleph News pentru emisiunea de vineri de la 7 la 8, Gabi Antoniu, care răspunde de și din partea lui Aleph News de editura Martorul Clipei, editura în care eu am 50% și Mediafax are 50%, deci nu sunt proprietar, și în care am scos acest prim volum, mi l-a adus, iată-l, deci este 1990, aici este editura, aici titlul. E unul din titlurile editorialelor, ce se ascunde dincolo de evenimentele din 13, 14, 15 iunie, semnul întrebării, colecția proză politică, este 1990. Așa, nu pentru a mă făli, ci pentru a vă dovedi că aceste comentarii sunt valabile 99% dintre ele și astăzi, deoarece ele se referă la evenimente post-decembriste care s-au repetat. Primul editorial, primul tahasa, care se numește PCR definitiv compromis în argument, Observator, 19 ianuarie 1990, poate v-am mai spus, primul ziar particular, ziar, a fost Observator, nu știu, unui domn, cred că am un păun, nu mai țin minte, era un tânăr, eram la încă la revista Teatru, nu-mi dăduse deslegare tovarășul Ion Caramitru, care era un fel de tovarășul Dumitru Popescu și tovarășul Andrei Preșu, care era un fel de
Suzana Gâdea era ministru culturii și m-am zis, mi-am depus demisia, că v-am să plec de la revista Teatru. Oricum, odată cu plecarea mea, teatru s-a desființat, s-a înființat un teatru azi, nu mai știu dacă, cred că mai există, dar nu mai, nu are puterea care avea revista Teatru și nu pentru că o făceam eu, ci pentru că era singura revistă de teatru a Consiliului Culturii, teoretic reprezenta și Consiliul Culturii și m-a căutat un tânăr, cred că nu mai țin minte, am un lapsus acum, ca de obicei sunt tot mai bătrân, și mi-a zis că el scoate un ziar particular, se numește Observator, și că vrea să colaborez. Am colaborat chiar din primul număr, am mai avut și alte articole. Am publicat și la magazin, al doilea articol este magazin, 20 ianuarie 1990, acolo redactorul șef era fostul meu coleg de la supliment al lui Ștefănescu, marele critic literar, și m-a rugat să-i dau câte o tabletă și am, sunt câteva tablete aici despre atmosfera din acel din ianuarie 90, iată, îți vă dau un exemplu, democrația din metrou, asta dizidenții de Observator. Iată, dizidenții de guvernanții de azi, 26 ianuarie, Lactobar pur și simplu. Hai să vă citesc cum arăta un lactobar. Cât era, mă, așa că de-aia am văzut, 27 ianuarie 1990. Ce aia ce-ți vă zic? Au! Dacă de telefon. Lactobar pe bulevardul Gheorghe Iudeș, scriu Gheorghe Iudeș, sub beneficiu de inventar, după viteza cu care mergem înapoi spre anul aducerii în țara unui prinț străin, nu e exclus ca până la tipărirea acestui articol, bulevardul să-și recapete vechea denumire Regina Elisabeta. Chiar și a recapătat. Însă, indiferent dacă îi se va spune Regina Elisabeta sau Osman, el tot Gheorghe Iudeș va rămâne mult timp. Mă, ce bun eram, tânăr. Ce tânăr era. Adică sărăcăcioș și posomorât cu trotuarele betonate de gheață pe care nimeni nu catadixește să o spargă, mărginit de rămeți murdari și de magazine reci, cu troleibuze zdrângănind în încheieturile hârbuite, cu băieți cu pân semințe, rezemați de bare, așteptând să intre în un film american scutit de valută, numele Lactobar e o splendidă de inutilitate. Ca și înainte de Revoluție, nu se găsește aici nimic din ce ar putea avea vreo legătură cu laptele, nici măcar cu apa, unul dintre derivatele acestea. Era, am deschis o atmosferă. Hai să vă spun, și am publicat la Observator până am ajuns la sfârșitul lui ianuarie la Expresul lui Cornelius. Haideți să vă spun ce foarte interesant este istoria acestui prim articol. Veți vedea, eu dacă aș fi acum un istoric al presiei și a scrie despre viitor, despre Ion Cristea, spune, domnule, se remarcă, a zice eu, că în 1990, în 19 ianuarie, Cristoiul care venea din comunism era un comentator de tip occidental. Și să vă spun de ce. Pretextul, punctul de plecare pentru această tabletă era un interviu pe care îl dăduse Ion Gheorghe Maurer, trăia pe vremea respectivă, la televiziunea română zisă, nu, liberă, da? Și Ion Gheorghe Maurer explica faptul că, nu știu, bătălia pentru cine va conduce PCR, Ceaușescu sau Drăghici sau cine era de apostol, s-a dus acolo în interiorul, cum îi zice, în interiorul unei echipe restrânse din Comitetul Central al Partidului. Dar ce spuneam eu? 19 ianuarie 1990 și dacă veți fi atenți la ce spun eu acum, ce citesc eu acum, veți spune, bă, stai puțin, că Cristoiu se referea la partidele din post-decembrist. De ce spuneam eu despre alegerea lui Nicolae, despre dezvăluirile făcute de Ion Gheorghe Maurel, și anume că Nicolae Ceaușescu a fost ales
nu de marea masă a membrilor de partid, ci de o gașcă care s-a bătut în... A fost o gașcă împărțită în două, care la un moment dat unul susținea pe Ceaușescu și unul susținea pe Drăghici și până la urmă vine Ceaușescu. Și eu spuneam așa. Luarea unei decizii, deci, oricum, ce au urmat e îndeoște cunoscut. Ceaușescu tânărul, care părea inițial ușor de manevrat, păi să schimbi în 19 ianuarie 1990. Ia uite-mă. Ai reușit să-i biure pe toți, indiferent de desfășurarea lor, esența faptelor din 1965, când, spune Maurer, a fost ales așa într-un cer restrâns, rămâne aceeași. Luarea unei decizii politice majore nu în urma unei dezbateri în întreaga țară, ci în urma unor combinații de culise. Da? Falimentul comunismului găsește aici una dintre explicații. Principiul centralismului democratic, specific Partidului Comunist, a dus fatal la restrângerea primejdioasă a cercului de luare a deciziilor. Nu numai în cazuri precum alegerea secretarului general, dar și în alte la fel de importante, mecanismul decizional a rămas străin masei membrilor de partid. Luate în urma unei bătălii de cabinet, din care puține lucruri răzbăteau în afară, aceste hotărâri erau pur și simplu aduse la cunoștința partidului și, de-al fiind monopolul puterii, ele se aplicau necondiționat. De ce spuneam eu despre Partidul Comunist pe 19 ianuarie 1990? Poate că atenția că acest text din 19 ianuarie 1990, care îl găsiți în carte, poți să-l scriu acum, să-l reiau acum. De ce? Că în toate partidele de acum, PNL, PSD, UDMR, ce vreți, PPP sau USR, cum se iau deciziile? Într-un cer restrâns. Cum a fost ales Ciucă președinte al PNL? L-a impus clausiune, deci măcar la Ceaușescu. La Ceaușescu, stați un pic. La Ceaușescu în 1965, așa cum spune Ion Gheorghe Maurer, a fost o bătălie la moartea lui Gheorghe, după ce a murit Gheorghe Iudeș, între o grupare, gruparea Drăghici și gruparea Ceaușescu. Și până la urmă, Ion Gheorghe Maurer și alții care îl sprijineau pe Ceaușescu, l-au propulsat pe Ceaușescu, crezând că e mai ușor de manevrat și așa cum spun eu, și s-a dovedit și istoricește, Ceaușescu i-a ras pe toți. Bun. Ce spuneam eu? Bă, nu se poate ca la un partid secretarul general să fie, șeful să fie ales în urma unei combinații de culise și apoi aduse la cunoștința membrilor de partid. Păi, măi, domnilor și doamnelor, și domnișoarelor, în postdecembrism ați văzut vreun partid democratic ca în stare să aleagă șeful altfel decât printr-o combinație de culise? Toți! Cum au fost aleși vreo unul în urma unei bătălii la nivelul partidului? Nu! Au fost aleși unul. Dar Nicolae Ceaușescu, totuși, până la urmă, a fost ales din bătălia a două grupuri, da? Păi Nicolae Ciucă a fost ales, nu, Câțu și apoi Nicolae Ciucă au fost aleși în fruntea PNL, nu dintr-o bătălie, ci a venit de la Cotroceni. Păi, bă, nu vă supărați. Nicolae Ceaușescu, cei care l-au ales pe Ceaușescu în 65 au fost mai democrați decât, adică Partidul Comunist Român a fost mai democratic decât PNL-ul de acum, unde, repet, Nicolae Ciucă a fost, nu, Câțu a fost ales, cum? Sigur că a fost congresul ăla, dar l-au ales ăla de la Cotroceni, la Ciucă, la fel, l-a ales ăla de la Cotroceni și marea masă de partid. Bun, la Nicolae Ceaușescu, la început, a fost ales de o grupare, dar nu de cineva, și marea masă a zis bine mai bun. Păi asta Nicolae Ceaușescu s-a ales singur, dar oricum nu l-a ales cineva din afară. Adică cineva de sus și a zis, bă, n-a venit nici Stalin că murise, nici Hrușciov, nici Gheorghe Iudeș că murise. Până la urmă a fost mai democratică alegerea lui Nicolae Ceaușescu în fruntea PCR decât a lui Nicolae Ciucă, Hriton Nicolae, în fruntea PNL. Bun.
Asta, păi, ideea. Vai, ce prost eram pe vremea. Dacă știam eu la 19 ianuarie 1990, că nu aveam cu de unde să știu, că toate partidele democratice vor fi mai dictatoriale decât Partidul Comunist Român, așa, aș fi făcut aici o notă. Dom'le, vedeți că, vezi ce înseamnă, vedeți că la fel va fi și mai rău la celelalte partide. Deci, aceasta este un prim volum, urmează 91, 92, 93, 91, e pe care fie de ală, chiar e de afară, de ală tipa. 91, 92, 93, 94, 96, și apoi le puneți acolo. Sper să apuc să trăiesc, să le văd pe toate. Le punem acolo, în bibliotecă, și cine vrea să vadă, să urmărească o istorie, că până la urmă, la evenimentul zilei de 90 de ani, am scris în fiecare zi și am scris în fiecare zi, nu ce mi-a trecut mie prin cap, ci plecând de la diferite evenimente. Bun. Așa. Domnul Bogdan Iacu, care are umor, mi-a trimis de pe Facebook-ul domniei sale următoarea postare pe care a făcut-o în seara aceasta. Gata, s-a semnat contractul pentru escadrila de F-16 din 1980. Suntem safe. În ziua în care Germania vinde chinezilor avioane noi de 17 miliarde de euro, România cumpără de 388 milioane euro rable americane din perioada Dallas-ului, reciclate prin norvegieni și care ne vor fi livrate probabil după finalul seriei House of Dragons peste alți ani. Nu știu cum se face, dar liderii altor state reușesc adesea când fac vise externe să vândă ceva ai noștri, împreună cumpără ceva. Așa este semantul. Deci gândiți-vă că Schulz s-a dus, cum am văzut toată presa noastră, toată, de la Cotidianul, la care nu mă așteptam, până la, ziceți, la, știu, ziceți, site-ul ăsta. Vizită controversată. Păi de ce controversată? Zic, mă, te, Cornel Istoriescu, că el a acceptat. Eu mă refer la Cotidian, la oamenii ăștia care mai scriu cât de cât. De ce controversă? Păi, și controversa în ce sens? De ce nu vizită? Păi și zice, păi nu controversă, pentru că, o să spună Cornel Istorescu și alții, controversă pentru că, controversă, pentru că a fost controversă. Păi spune, puteți să-mi spuneți și mie o vizită care nu naște controverse? De ce vizita lui Biden în Emiratele Unite n-a fost cu titlul controversată? Că a fost controversată, că unii au zis ce caute acolo, da? De ce nu vizita lui, uite, orice vizită este controversată, pentru că sunt unii care nu sunt de acord cu vizita. De ce precizez asta? Pentru că una din împuțicenile, lucrurile împuțite, îmi pare rău expresia, din presa noastră este, în loc de a da un titlu, chiar senzațional, cum ar fi ăsta, Cancelarul Germaniei a vândut, cum să spun, 142 de Airbus, 100 pe un care și Boeing, cu buza umflată. Iar asta era titlul. Nu înțeleg. Și atunci îmi bagă din titlu tendențiozitatea. Vizită controversată a lui Cancelarului Germaniei în China. Personaj Ion Cristoiu, un personaj controversat, a scos o carte. Așa va suna titlul la cineva, va binevoi să scrie site-urile tefeliste. Da. E nicio treabă, am scris o carte. Sau discurs delirant al lui Putin. De ce delirant? E delirant din punctul de vedere, nu știu, al cuconiților, fătuților ăsta care scrie. Deci, un mijloc de a părăsi obiectivitatea, neutralitatea, chiar interesantul gazetării, este acela de a spune din titlu, de a face tendențios din titlu știrea. Și atunci
citești, bă, este controversat, eu unul nu mai citesc, controversat. Bun. Deci, ce și să vă reamintesc că noi de 2 ani nu avem 5G pentru că această putere de cameriste, nu vreau să jignesc cameristele, de făcători de botine cu limba, au zis, nu, ne-au zis americanii că nu e bun Huawei. Bă, da al dracului! Bă, da al dracului! Deci, cum să zic, când e vorba de chinezi, când e vorba de pragmatism, ce sunt pragmatici, că au făcut o mare afacere. Vă imaginați ce înseamnă? Doi, hai să stabilim o dată pentru totdeauna. În lume, în istoria omenirii, de la comuna primitivă până azi, au existat fel de fel de regim. Hai să luăm, nu știu, 1500, da? Era regimul otoman. Da, bă, cum erau ei otomani? Bun. Erau și regimul și britanice, și normandice, și franceze, și rusești. La vremea respectivă, nimeni nu pretinde, adică sultanul zicea, bă, și ăia în Anglia au o singură nevastă. Nu se poate așa ceva. Trebuie ca și cei din Occident, din Europa, să aibă mai multe neveste. N-au mai multe neveste. Nu stăm de vorbă cu ei pentru că noi vrem să le impunem mai multe neveste. Așa și avem la ora actuală pe planetă diferite regimuri. Avem unul în China, avem unul în Franța, avem unul în America, avem unul în Rusia. După părerea mea, câtă vreme regimul iranian nu iese în afară, nu mă atacă, nu mi exportă revoluția lui, lăsă-mă, dacă poporul iranian nu reușește să doboare acest regim, nu, vine imediat această pretenție care o să piardă acest Occident. Sigur că noi cei mai bătrâni nu o să apucăm. Pentru că de ce? Adică, sigur, din punctul meu de vedere, deci, hai să văd, din punctul meu de vedere, trebuie să muncești de dimineață până seara. Uite, mă întorc de la birou, am lucrat, deci am fost până la ora 6 și ceva la birou, am scris, am asta, m-am dus la Lefnes, m-am întors la ora 8 și ceva, birou și până la 10 și 11 chiar am lucrat la, nu știu, un eseu despre Argentoianu, o să vă povestesc cu atât ce frumos. Am recitit jurnalul lui Sănătescu, cum scria el pe 5 decembrie, citea presa din țară, 42, el o fugise și el de la cotă, el la cotă domnului, un general de corp de armată, da? Și citea el, ea curentă și moltenii noștri au mai cucerit, bă, că n-au cucerit, da, am dat, o să vă prezint într-o seară, poate mâine seară, că am uitat să iau jurnalul să notez. Bun, deci eu muncesc, da? Ia imaginați-vă că eu aș spune așa, bă, gata, toți cei de pe strada mea trebuie neapărat să muncească și vineri seara, și sâmbătă, și duminică. De ce? Pentru că eu cred valoarea mea este muncă. Așa și cu Occident. Deci, valorile Occidentului sunt democrația, libertate. Bun. Și de ce vrea să impună ei poporul chinez? Dacă poporul chinez nu are suficientă forță să răstoarne dictatura, de ce eu să nu fac afaceri cu chinezii? Pentru că, vezi, Doamne, voi face cu ei afaceri până când o să fie democrat. Păi băi, când o să fie democrat chinezii, nu o să mai vândă Schulz 140 de Airbus-uri, ci o să vândă chinezii 140 de Airbus-uri sau de pavioane nemților. Bun. Deci asta este, dar noi cumpărăm. Cumpărăm armament, armament, armament. Foarte interesant cum
Și acum a venit și ministrul ăsta care, pe care l-a uitat. Ai de acum se spune domnule Angel, Tâlvăr, cel uitat acasă. Cel uitat acasă cu amare. Bun. Da. Haideți să vă dau. Deci, cu ce se mai ocupă trotinetiștii? Mi-am amintit de trotinetiști și citind un articol extraordinar de recomandă a lui Mirel Palada, în evenimentul zilei, Mirel Palada este un bun publicist, are un anumit sictirist care mie îmi place extraordinar, că din ăsta așa care nu și mușcător. Și el spune că cum se pute un sondaj în rândul tefeliștilor sau celor cu glezne goale, că ăștia toți care își pătrătenim nu trebuie de a, glezne goale ca să vadă ca o păr. Și i-a întrebat ce se va întâmpla, cum veți primi dacă pică numai curent. Auzi, mă, toți trotinetiști ăștia, tefeliști ăștia, cum să zic ăștia, nu spălați pe creier, poți că ei n-au creier, au o trotinetă în creier, au zis așa, aoleo, nu o să mai fie Facebook, adică ei, cum să zic, și vorba lui Mirel Palada, bă, dacă nu o să mai fie curent, nevestele și eu vor fi având ăștia, ibovnicile voastre sau soții voștri, că ei sunt și cum sunt, nu se mai poate spăla înainte și după, ca să nu se... Adică foarte bun acest articol, vi-l recomand, pentru că el spune că aceste generații tinere au fost trăite o purta la soare. Totul merge, curent este, mașina merge, benzină este. Să vadă ei cum văd ucrainenii când o să fie curent. Să vezi atunci acum... De-aia și sunt așa de belicoși, pentru că ei concep războiul din Ucraina ca jocurile lor, la video game sau pe Netflix, că poți să dai înapoi și să revezi episodul cu tare. Bun. Ei, acești, spre surprinderea mea, Digi24, într-o criză de umor, că n-au, a publicat, nu, site-ul, că site-ul e altceva, a publicat un articol așa, deputatul Mihai Lasca, ăsta de la USR, să vedeți aici cum arată, o să-l vedeți, a trimis către Autoritatea Aeronautică Civilă o interpelare în care solicită să se explice ce sunt liniile albe de pe cer lăsate în urmă de avioane, care este scopul pulverizării acestora pe cer României, precum și cine efectuează aceste pulverizări. Ce mă telespectator? Avioanele cu reacție lasă dâre de vreo, nu știu, 20 de ani de când sunt ele avioane cu reacție. Este, fiți atenți aici, este deputat, membru în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor Corupției și pentru Petiții, ca urmare a numeroaselor sesizări de partea cetățenilor. Încă o dată, pe ăla care sunt pe cer, sunt peste tot, în toată lumea, sunt avioanele cu reacție și am văzut că lasă o dâre. Bun. V-ați imaginat cine sunt ăștia? Bun. La trec peste alte subiecte și să mă opresc la scandalul din coaliție. Din câte ați văzut, acum e un scandal. Adică cei din PSD dau articole publicitare în care spune că PSD propune dublarea facturilor românilor la energie. A PNL a dat un articol publicitar că PSD propune dublarea facturilor, PSD îi înjură pe cei de la PNL. Deci, întrebarea care se pune, așa, și Radu Oprea, purtător de cuvânt al PSD, a protestă. Stimați telespectatori, această realitate din coaliție este o realitate pe care eu o știu pe de rost post-decembrie. În post-decembrie au existat guverne de coaliție și la un moment dat guvernele alea, partidele din coaliție, nu s-au mai înțeles, mai ales electoral. Un lucru simplu, e bun simț de loialitate, de coritune, este plec. În România, aceste partide s-au ciondănit rămânând la putere.
Deci intrăm într-o perioadă, cea mai gravă perioadă din ultima vreme a României, pentru că cele două partide, PSD și PNL, în loc să divorțeze, așa facem un partid serios, și vedem, ori guvern minoritar, ori alegeri anticipate, se țin fiecare cu dinții de putere, rămân, dar se ceartă. În acest moment s-a terminat totul. De ce? Pentru că e preferabil să am guvern minoritar, e preferabil să am alegeri anticipate decât un guvern care este paralizat. Un guvern, deci nu va fi nici guvern, deci guvernului de coaliție a luat locul guvernul de scandal. Gata, deja s-a intrat. Nou guvern al României, avem un nou guvern, guvernul de scandal, și zis Nicolae Ciuc. Bun, nu o mai spun. Da. Presa din Franța, fiți atenți aici, Mediapart, care e foarte bun, a publicat un articol cu prilejul vizitei lui Sébastien Lecornu, joi 3 noiembrie, în România, a vizitat cantonamentul, tabăra militară de la Cincu, unde sunt, din februarie, în cadrul NATO, dislocați militare francezi. Ce scrie presa franceză? Fiți atenți aici. Spune așa, viața de zi cu zi a celor peste 700 de soldați francezi, așa, este hrană insuficientă, spațiile insalubre, încăperile sunt reci, militarii se plâng că sunt înfometați, că n-au ce mânca cu tare, așa. Bun. Așa. Mi-e foame, mi-e frig și sunt obosită. I-ar fi scris un soldat francez unui rude într-un mesaj pe WhatsApp. Așa, 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 așa. Păi, stați un pic. Ia stați așa. Și ai noștri au dat un comunicat. Mi-a apelat și a zis că e treaba francez. Stimate respectători, aceste aserțiuni afirmate, cum spuneau prozatoarele de la Aleph News, am descoperit niște afirmații sau cam așa ceva, tot de la adevărul. Deci aceste aserțiuni, eu le-am mai auzit undeva și nu le-am auzit unde. În presa noastră despre ruși. Soldații ruși sunt trimiși fără armament. Soldații ruși care sunt trimiși în Ucraina sunt nemâncați, nebăuți și fură, neconserv, fură mâncare de la câini. Da, așa este. Că rușii sunt cu... Dar francezi. Francezi sunt la fel. Ei scriu, ei spun presa franceză, nu noi. Nu Rucea Rusă spun că e de la Cincu. Spun că le e fric, sunt obosiți, că nu au ce mânca. Și cine se ocupă de ei? Francezii. Păi băi, oameni buni. Au ajuns așa, adică francezii din România, deci din România, unde nu fac nimic. Era să zic ce eu fac, ce pot să fac ei care stau, uite, după găgici. Sau ce dragoste. Deci francezii din România sunt nemulțumiți că n-au mâncare. Păi și săraci ruși. Păi parcă mă înțeleg, bă, nu știu, s-au dus pe front, acolo nu au venit, cu sigur, trebuie să vină bucătăriile, o problemă, bă, nu vine de mâncare. Dar aici, pa teritoriu, patriei noastre. Și ăla de la mea pene a dat, bă, nu, nu avem treabă. Deci, încă o dată, e pe ruși poți să-i crezi. Dacă ei sunt în prima linie și în timpul oricărui război. Nu au venit aia cu gamele, că am citit în toate memoriile de front, inclusiv la lui, când vine la comunicarea, e cea mai mare sărbare. Bun, dar nu au venit că le-au bombardat liniile ucrainene, dar la ăștia nu îi bombardează nimeni. România este Raiul Maicii Domnului, grădina Maicii Domnului, puteți, cum adică, de ce nu, cum adică n-au de mâncare? Așa, cum adică zice, tabăra s-ar afla într-o mașină unde ar fi șoarici, ploșnici și când vagabonzi atrași de gunoi, gunoi, aoleu, băi, francezi, băi. Așa. Azi o știre foarte interesantă este următoarea. Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea privind introducerea disciplinei istoria Revoluției din 89 și a schimbării de regim din România,
Propunerea prevede introducerea în curricula școlară de liceu a cursului Istoria Revoluției 1991 și schimbării de regim. E un proiect de lege care a fost impus de deputatul liberal Marilen Gabriel Pirtea, Pârtea, este el la care era rector pe la universitate acolo de Veso, de unii ei au ei la Timișoara și i-a dat doctoratul lui Codruța Chioveși. Bun. Și master respectată. În afară Găgești. Peste drum de mine, m-am zis, este o familie care se ocupă și de casa mea când Andrei plecase în spital și de casa lui. Și e o fată în clasa 6, care m-am zis eu de fiecare dată. I-am dat laptopuri cu tare. Și a văzut la mine, am cumpărat de aici, nu, dar nu se mai găsește, de la un magazin special, de pe la Romană, o chestie foarte interesantă, un rucsac de tip școlar care are și rotile. Și m-am dus acasă că pe post de geantă. Și l-a văzut fata aia și zice, aș vrea să cumpăr, nu, m-a ajutat să cumpăr și unul de la magazin, și a zis că nu există și l-am dat. Și mi-a explicat. Ea stă în Găgeș Deal. În Găgeș Deal, până la ea la școala din Găgeș Centru, este așa un kilometru și ceva. Și ea, dacă i-am luat ghiozdanul, nu poți să ridici de jos. Și a zis, dacă îmi dați asta cu rotile, că ce-a făcut și asfalt, pot să merg. Deci, stimați telespectatori, ăștia s-au tâmpit. Ce nevoie aveam noi de liceu, de un curs, Revoluția cum e? Istoria Revoluției din 1989. Stimați telespectatori, Istoria Revoluției din 1989 o predă într-o lecție. Deci, când ești la liceu, da? Trebuie să îi lași liceanului niște discipline fundamentale, istorie, literatură, când termină și dă sau nu bacalaureat. Istoria Revoluției, la fel de bine poate să fie istoria marmeladei. De ce se învâr în capul acestui? Adică să-i mai aduc, auzi, un curs. Și vine șmecherea. Cine face cursul? Îl fac cei care neagă Revoluția sau Institutul Revoluției al fost al lui Iliescu, acum al lui Petre Roman, da? Și conceptul de Revoluție este contestat, dar încă o dată spun, eu nu, noastră care aveți copii elevi de liceu, mă încar capul lui, el trebuie să învețe foarte bine matematică, fizică, chiar și geografie, dar istoria Revoluției este o lecție, două, trei, la în cadrul istoriei României de azi, României contemporane. De ce nu istoria post-decembristă? De ce nu istoria lui 23 august? Deci, oamenii ăștia, de ce? Acest Marilen, deputat liberal, Gabriel Pirtea, și zice că el că e de la Timișoara, și că la Timișoara, bun, și vom face un curs numai despre Timișoara, așa că când ajungem la București, ce zicem de Iliescu, da de Stănculescu, da de Milea, ce zicem? Că a fost bulevard și l-a schimbat, da. Bun. Am avut domnul Petre Crăciun și a făcut expoziția la Aula Academiei, aici la Aula Bibliotecii Academiei de Stilouri. Și a fost din partea redacției Cora Muntean și o să vă dau câteva imagini de la această lansare. Am zis să nu cumva să dea imagini, am zis corect despre când domnul Petre Crăciun vorbește de stiloul meu. Noi nu facem cultul personalității. Da. Bun. Bine, e la ora 2, dar apoi vis cu sărbătoarea pe care ne-am dorit să o marcăm, și anume ziua stiloului. Este prima dată când, din câte știu eu, în România se organizează o asemenea activitate. De fapt, nici în lume nu sunt prea mulți, dar nici acum 10 ani s-a dorit cineva să
celebreze acest instrument de scris care pe noi oamenii ne-a urmărit de-a lungul a două secole, cel puțin. Bun, ia. Despre carte am vorbit, deci alte subiecte, mâine seară, cum e, de ce sunt pe cer? Dar uite, mă, uite, ar trebui depusă o interpelare, de ce face mâța mea? Eu, din cei doi care am motilă și țoanțe, eu, uneori, ăla, motiv de dimineață, când m-am trezit, mă trezesc mai târziu că lucrez noaptea, că de obicei ca orice intelectual, și când mă duc eu la micul dejun, ies deja ca să mă duc în bucătărie îmbrăcat și începe să-mi gheorle. Dar de ce-mi gheorle? Ca să-i dau de mâncare. Eu nu cred că numai. Deci uite, o interpelare pentru cei de la USR. De ce-mi gheorle pisica? De ce, uite, o interpelare? De ce câinii, când îi vedeți în plimbați, toată pac, se duc la un copac, ridică cracul și face o chestie. Nici asta nu e bine. Trebuie ca guvernul României sau să răspundă de ce fac ei, pentru că făcând așa pe copaci, cum să spun, poluează copaci. Bine, mulțumesc, la revedere!